Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. N-am mai postat cu păsările de multe zile. Ia uitați, acum unele din ele mănâncă. Asta este mâncarea care le dau eu. Le dau și grăunțe, porumb. Ia uitați și linușa neagră. Trebuie să le pun apă pentru că nu le-am rațele și cu găinele le-am împreunat. A zburat o rață. Ia uita și cloșca. Care cloci știm? Am verificat ouăle, 9 oare. Din toate 9 au mai rămas bune. Deci 3 au fost limpezi. Asta e. Nu prea am noutăți. Noutatea e că imediat cum scoate bobocii rața va pleca. Va pleca pe undeva pe la Suceava. Ia uitați și rațele. Ia uitați cât de tare zboară în grădină. Zboară extrem de mult. Aici nu le mai țin noaptea. Aici o să le-am împreunat, stau doar ziua. N-am treabă cu ele. De o dată au început să ouă destul de ok. Aici o să pun ceva și o să vă, când o să termină să vă spun și vouă ce. Două ouă de rață. Este frig, un frig de îngheți. Ia uitați un ou de găină acolo. Este ora 8 și ele deja s-au ouat 3. Ia uitați și pe pitica mea de cochinchina. Este cea mai superbă găină din toate. Asta îmi place cel mai mult. Ia uitați coșul de Brahma. Nu este Brahma original, este doar un hibrid. Și, dragi prieteni, cam acesta a fost vlogul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!